Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bine ați venit în studio Ascior. Este o mare bucurie să vă revăd și să veniți în studioul Ascior, în studioul nostru. Scriitor Ionica Bandrabur. Pentru că ați fost cunoscută ca poet și abordând și proza, acum deveniți un scriitor. Vreau să spunem câteva vorbe despre asociația noastră pentru cei care poate nu ne cunosc, poate este prima dată când intră pe acest canal, Studio Ascior. Asociația noastră s-a înființat acum 3 ani. Până în prezent am făcut peste 100 de activități în țară și peste hotare, adică în țară, bineînțeles, Buzău, dar și București, Timișoara, Constanța, Tulcea, peste hotare putem vorbi despre Cernăuți, Chișinău, Soroca, Orhei, unde avem în toate locurile acestea, noi avem Mizil în țară și multe alte locuri, nu le amintim pe toate, unde noi am dezvoltat grupuri care sperăm noi, grupuri Ascior, care sperăm noi în timp să se transforme, cine dorește, să se transforme în filiale. E un proces mai complex, dar încercăm lucrul acesta. În aceste 100 și ceva, de 110-115 activități, am reușit să lansăm noi scriitori sau numai poeți sau prozatori. De exemplu, scriitoarea Paulina Georgescu a pornit pe proză și de curând, acum 3 zile, am reușit să lansăm a 8-a și a 9-a carte. Am dat premii la tineri. Noi avem un program special pentru tineri. Am dat în jur de 20.000 de lei premii la tineri. Atât premii pentru interes, adică pentru interesul care l-am simțit la ei pentru cultură, cât și premii de performanță. Am dat și premii de performanță pentru performanța profesională, dar am dat și pentru lucrările care ni le-au trimis în cadrul Conferinței Naționale pentru Civilizația Creștină, care le-am avut în 2018, în 2019. Ce am mai făcut în timpul acesta? În timpul acesta, a peste 110 activități, am încercat să dezvoltăm un alt mod de a privi și cultura, un alt mod de a privi și această bucurie de a crea, de a scrie sau sunt pe linia picturii sau încercăm acum, nu vreau să vorbesc foarte mult despre noi, încercăm acum să dezvoltăm școala Ascior, unde avem deja contracte pentru cam 10-11 clase, începând de la pictură, la canto, la poezie, avem cenaclul Ascior. Lucrurile au mers foarte greu anul acesta, după cum știm cu toții, datorită acestei pandemii, care i-a cam oprit pe tineri să participe. Iată, am vorbit iarăși de tineri.
Să știți că azi dimineață, la ora 8, 8 și 10, a plecat un grup tineri Ascior în Munții Buzăului, la Vulcanii Noroioși, la Muzeul Chihlimbarului. Încercăm să facem un grup mai compact, să se cunoască bine între ei și după aceea să facă și alte drumeții cu colegi, prieteni de-ai lor. Tineri de la 12 ani până la 35 de ani. Încercăm acum, cât încă mai este vremea bună, să-i mai trimitem. Trebuia să facem o tabără, anul acesta era programată o tabără, la Maluc, cu părintele Mihail Milea, la Maluc, o tabără pentru tinerii din Ascior. Nu s-a mai putut-o din cauza pandemiei. Din cauza pandemiei n-am putut să facem nici școala, pentru că nu, da, se tem și tinerii și părinții și profesorii, toți se tem să nu se întâmple ceva. Nu vreau să vorbim prea mult despre Ascior. Îmi doresc să cei care ne ascultă, pentru că vom înființa Radio Ascior, sperăm, anul acesta. Pe YouTube suntem pe canalul Studio Ascior și vreau ca cei care ne ascultă, cei care ne privesc, să o cunoască pe scriitoarea Bandrabur. De ce? Pentru că noi vrem, prin acest studio, să promovăm și scriitorii, și oamenii de știință, și pe toți cei care au ceva de spus și care ne acreditează de vin aici ca să își spună cine sunt, ce fac, ce vor. Deci, ca să intrăm în subiect, după această introducere, cine sunteți, doamnă scriitor Ionica Bandrabur? În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Să rog, pentru da. Mine a fost o surpriză foarte plăcută, pe care nu am putut-o refuza, deoarece să rămână. Nu știu când voi mai avea posibilitatea să ajung la dumneavoastră, aici în studio. Și despre mine ce vă pot spune? Sunt născută în Comuna Fârțănești, județul Galați, dintr-o familie de țărani. Tatăl meu se ocupa cu dulgheria, tâmplăria, iar mama mea, o femeie de casă, se ocupa cu croitoria. Am patru frați. Oh, felicitări! Dar, mulțumesc, dar dintre toți doar eu am ales această cale. De mică îmi plăcea, de fapt. Mi-a plăcut foarte mult să scriu, mi-a plăcut literatura, dar aș putea spune până la o anumită vârstă, după care a devenit tabu, nu am mai vorbit despre acest lucru, ani de zile. Da. Deci a fost o pauză. O pauză, chiar din, să spun așa, chiar din copilărie, o dezamăgire. O dezamăgire la care eu am renunțat să mai scriu și chiar nu am mai vrut să știu de absolut nimic, niciun cuvânt. Crescând, fiind domnișorică, așa sunt fetele, se îndrăgostesc de băieți, am început să mai scriu câte un vers, dar nu nimic pe hârtie. La internatul școlii scriam pe bancă, pe pervazul geamurilor la internat. Eu știu pe un caiet a unui coleg. Nu, nimic. Da. Deci nu voiam să îmi rămân o amintire. Chiar nu doream acest lucru. Mai târziu m-am căsătorit, bineînțeles, copilașii au început să crească,
s-au căsătorit și ei la rândul lor. Mulțumesc, oh, am un cum, băiat aveți și... deja... Da. Ia uite, poate și nepoți. Sunt bunică de 4 băieți. Da. Da. Să vă trăiască. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Care... ei, începându-și viața de familie, apărând și prin nepoți, am început, de fapt, atunci am început să scriu poezie pentru copii. Mai un pamflet și am început din nou să mă îndrăgostesc de scris. Nu credeam niciodată. A revenit da, ceea da, ce da, a da, fost da, cândva da. Pus acolo în vatră și se credeau cărbunii a fi stinși, dar de fapt ei erau în așteptare. Așa este. Probabil întotdeauna spun că lucrurile nu sunt întâmplătoare și probabil a trebuit să aștept acest timp ca să reîncep dragostea copilăriei mele, cum ar veni, de a scrie din nou. Am început să scriu în 2015. O poezie de dragoste. Poezie de dragoste despre sat, despre natură. Sunt îndrăgostită. Îndrăgostită rău de tot despre natură. Pentru că acum locuiesc la Slănic Moldova. Am locuit foarte mulți ani la Galați. Dar acum sunt locuitor al Slănicului Moldova prin adopție. Mulțumesc pentru adopție, pentru că m-au primit cu brațele deschise. Deci la soțul? Nu. Nu, credeam că... Nu. Am ales noi acea zonă, să spunem așa, la un moment dat să ne retragem într-un colț frumos. Eu fiind îndrăgostită de natură, de munte, de drumeție. Vai, ce minunat! Deci dumneavoastră a zis, hai să mergem undeva unde e bine. Da, așa unde este. Unde ne simțim bine, unde să unde fie... Unde ne simțim bine a fost chiar pur și simplu o întâmplare de a locui la Slănic Moldova. Unul din concedii, 2005, am ajuns la Slănic Moldova. O zonă foarte frumoasă. Mie mi s-a părut, și eu spun mereu, colțul meu de rai. Pentru că chiar este un colț de rai. Toată țara este frumoasă. Toată țara are colțurile ei de rai. Acolo dar, v-ați simțit dar acolo, altfel legată. Acolo, da, am spus, mi-aș dori, aici mi-aș dori o casă. Vis? Când s-a împlinit. Sigur. Minunat. Și... deci ați făcut prieteni acolo, oameni care sigur, nu vă știau sigur. Înainte. Nu, deci v-ați făcut prietenii da, după. Da. Așa s-a întâmplat, cred în destin, în soartă, dacă Dumnezeu ne-a îndrumat drumul spre acel loc, dar probabil mereu spun că alegerea a fost, sau drumul mi-a fost presărat cu, nu știu cu ce, spre acel colț de rai, pentru mine special. Mereu îi spun și soțului, eu cred că am venit aici pentru că Dumnezeu m-a vrut aici. Pentru că probabil să spun, să cânt în poeziile mele, în versurile mele, în proza pe care o scriu despre aceste frumuseți. Știți de ce am tot insistat? Pentru că este mai greu omul să plece din zona lui unde are neamurile, prietenii, serviciu. Da, deci știți, în timp oamenii își fac un culcuș într-un anumit loc sau cel puțin într-o anumită zonă. Păi, dumneavoastră, Galații, Slănic Moldova, deci ați depășit, v-ați rupt de un anumit mediu pentru a intra într-un alt mediu, da, nu cred că ar fi rezistat, deci sunt cât? 15 ani de atunci? N-ar fi rezistat. Da, dar... N-ar fi rezistat dacă nu chiar locul acela v-a așteptat. Ca să vă rodească, uite, prin ceea ce scrieți. Da, poftiți! Așa este. Ce am omis să spun, pentru că sunt, în viața unui om, sunt multe de spus. Dar alegem și noi, să spunem, esența. Esențialul, da. Ce am omis să spun la început,
am fost plecați din țară. Am locuit împreună cu familia în Italia. Tot calea Domnului ne-a dus către acea țară. Nu pentru că aveam un trai rău în țara noastră. Nu, n-aș putea spune nici pe departe. Dar voiam o schimbare. O schimbare, să cunoaștem și o altă civilizație, o altă lume, să spun așa. Și, bineînțeles, când am plecat în Italia, aveam niște vise. Eu am, ca profesie, croitor, designer, confecționer, îmbrăcăminte. Și speram, acesta a fost visul meu, să ajung la una din casele de modă ale acestei țări. Deci, să înțeleg eu așa, tot frumosul v-a tras. Sigur că da. Tot, sigur că da. Așa, poftiți. Da. Nu a fost să fie după cum am visat. Nu, nici de cum. Dar ne-am continuat viața, acolo ne-am făcut alți prieteni, am locuit aproape 20 de ani în Italia, ne-am căsătorit copii, ne-am lăsat familia, de fapt, acolo, ne-am întors înapoi la căsuța noastră, care între timp am început să o construim și am definitivat-o. Soțul meu dorea să întoarcă înapoi acasă, pământul, și eu, bineînțeles, dar odată întoars înapoi, bineînțeles, eu începusem să scriu. Nu aveam nicio carte publicată. Prima mea publicație a fost în Cenaclul de la Roma. Dar în Italia am colaborat cu Asociația Românilor din acea zonă, activități literare foarte frumoase. Chiar am și avut a doua lansare de carte, chiar la teatrul, cel mai mare teatru din Valea d'Aosta. În prezența... Ceva deosebit, da, așa. Da. Ei au organizat totul ca surpriză și... Întorcându-mă înapoi acasă, bineînțeles, ruptă, ca și cum începeam o altă viață. Mi-am lăsat familia acolo, prietenii. Am găsit așa... parcă într-o singurătate care nu o puteam accepta. În Italia am fost o persoană foarte activă. Nu-mi ajungea timpul la activitățile pe care le desfășuram zilnic. Întorcându-mă înapoi acasă, doar de dragul soțului meu, pentru că e sufletul meu și... am început să scriu. Dar am început să scriu mai mult, dar o poezie tristă. Poezia pe care o scriu eu întotdeauna, am spus, e parte din mine. Nu e minciună. E sentimentul meu acolo. Și se reflectă în poezie starea care o aveți. Exact. Mereu spun, dacă nu aș fi scris, și îmi pun întrebarea, oare ce aș fi făcut? Mă pricep la mai multe lucruri, să spun, un pic cu penelul, pe o sticlă, pe activități de trase, să mă joc un pic cu lemnul, să fac diverse lucruri. Am participat la școală, la un târg de Crăciun, la propunerea mea. Am mers la școală și am dorit... ca acești copii din Slănic, Moldova, da? Și am spus așa, cu banii care îi vom strânge pentru că acele lucrări care le-am pregătit împreună cu copiii, le-am confecționat, să merg într-o excursie. Nu mai știu dacă au mers copiii în excursie sau nu, dar a fost o... Oricum au fost încântați. Foarte încântați. De faptul că uite ce am făcut noi cu doamna. Sigur că da. Deci foarte încântați erau la un moment dat. Eu ce mai fac? Fiecare cu mânuțile lui, acolo era o pastă, dar am creat și obiecte foarte frumoase pe care le-am vândut, bineînțeles.
au venit autoritățile, începând de la domnul primar, vice, tot consilierii, dar nu am avut noi obiecte de vândut, la cât... La ce solicitări exact, aveați. Da, exact. Și mi-a plăcut să mă implic așa în... și în viața socială. Nu pot să spun, să spun ceea ce faci, dacă faci ceva, n-ar trebui să te lauzi. Dar nu dar, e vorba, noi nu ne lăudăm acum, dar realitatea trebuie să o spunem. Știți? Adică nu este o laudă, este o realitate pe care oamenii trebuie să o cunoască și cu viața și cu activitățile, pentru a înțelege de unde vin rădăcinile sentimentelor pe care le așternesc pe hârtie. Știți? Da. Adică ce ar să vadă oamenii? O să vadă că aveți această trăire pe care o au mai toți oamenii așa, dar în felul dumneavoastră, de aceea și scrisul are amprenta dumneavoastră. Poftiți! Așa este, așa este. Nu știu, întotdeauna m-am gândit pe cine moștenesc, dar m-am gândit la bunicul. La bunicul despre care astăzi am vorbit la evenimentul doamnei Căpățână. La... Păi să spunem despre acest eveniment, dacă tot da. Da, deci astăzi... Și dumneavoastră ați fost prezent la evenimentul doamnei Căpățână, care este președinta Ligii Scriitorilor Filiala Buzău, la cu ocazia unde ați primit și medalie, premiul întâi pentru... Da, am primit premiul întâi pentru proză, tot a venit vorba de bunicul. Bunicul meu era o persoană încântătoare, bunicul matern. Și eu zic că l-am moștenit un pic. El când ciupea așa un pic, ce știu eu, jumătate pahar, un pahar... Da, da, da. Deci se simțea omul bine, așa. El începea să cânte sau să vorbească, să comunice în versuri. În versuri? Da, nu i-a rămas nimic... alb, negru da, pe da, alb. Da, 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 dar da. El, da, mergea pe stradă și apoi și cu copiii se mai ținea pe el. Moșbăcă, hai, mai zi o poezie, hai, mai... Și probabil... Ceva s-a transmis. Da, pentru că am stat și m-am gândit așa, zic, nu știu pe cine am moștenit, dacă am moștenit. Puteți să ne citiți măcar două vorbe din această, dacă a fost premiată și știm foarte bine cu ce severitate s-a ținut acest concurs. Deci a plăcut. Și măcar câteva vorbe din... Da, sigur că da. Povestioara nu este foarte lungă. Da, nu dar, câteva vorbe este, așa, da, ca da, să... Da. Aș citi, dar aș povesti mai bine. Să o povestiți? Da, da, da. Cum credeți că e mai despre bine? Da. Această despre această proză. Da, da. Care am fost onorată, apreciată de jurul și am primit premiul întâi. Felicitări! Bunicul meu se numea Felea Gheorghe, dar nimeni nu-l știa de Felea Gheorghe. Moș Băcă. Băcă de la ce? Probabil, nu știu, așa am reținut de la părinți că se mai întinde ca el și mai cădea. Și este acea vorbă, ai făcut băga. Deci ai căzut un pic și da. Nu știu, așa a rămas. Sau poate lucrurile astea se întâmplau când era copil. N-avem de unde să știm. Da, deci, da, copil da. Fiind, i-a rămas pe urmă așa cine? Este, bâcă, așa este, bâcă, da. Cel care mai... Și în acest fragment de proză, de fapt am povestit de când m-am născut, bunicul meu avea un leagăn. Deci eu m-am născut cu acest leagăn în curtea bunicului. Un leagăn care avea 4 polițe. Se învârteau, deci, în vertical. Nu era
Deci era un leagăn mare. Un leagăn destul de mare, da, destul de mare. Iar în de sărbătoarea Paștelui, cele trei zile ale Paștelui, veneau copii, veneau cavaleri, frăcăii satului, fetele satului, seara chiar tinerii căsătoriți și se dădea un leagăn ăsta, da, da. Dar era, deci era unica bucurie. Deci era un punct de reper al satului, nu era orice acolo. Nu era orice și era și frumos ca zonă, deci casa bunicului era undeva pe o colină. Și din leagănul ăla, când ajungeam în vârf, vedeai aproape trei sferturi din sat. Se vedea... Uite ce interesant! Da. Și ce-am relatat în această proză, se începea dimineața de la ora 8, leagănul era învârtit, era manual, dar ajutau ginerii bunicului și copiilui, da, la învârtit acest leagăn. Se plătea, deci știu că se plătea cu 50 de bani. Pe atunci 50 de bani era oricum o sumă. Copilul o lua din poartă în poartă cu Hristos a înviat, de primea ori un ou, ori un bănuț și ducea acolo la bunicul. Pentru că voiau și ei să dea în acest leagăn. Da. Noi ca nepoți, voiam și noi să ne dăm în acest leagăn. Dar el prefera, mă rog, și un câștig, la, lăsați că voi mâine, voi ne aveți timp. Da, că voi sunteți aici, aveți timp. Sigur, da. De unde, nu. Mai luam și eu, sau bănuții care câștigam și eu cu mersul din poartă în poartă și cu ouăle și mă infiltram printre copii, că nu, la un moment dat, fiind atât de mulți copii, nici nu m-au observat că eu sunt nepoata. Și dădeam banul la un alt copil, dar să am și eu loc acolo în poliță. Trei copii încăpeau în poliță, da. Și despre asta este vorba. Interesant. Și despre cum seara la... mai târziu veneau și cu acordeonul lăutarii satului, cântau, se încingeau core. Care mai fetele care mai fugeau după băieți sau le furau băieții. Așa. Da. Deci cam așa este, pentru că deci și ceva din pitorescu, ceva din pitorescu satului. Da. Interesant, foarte interesant. Mai am multe scrieri, mai ales despre acest bunic, bunicul meu cel drag și bun. Dumnezeu să l odihnească în pace, da. Cu siguranță că se bucură, acolo, se bucură. De uite mă, de zdrăbana aia mică, ce face și uite cum vorbește despre timpurile acelea. Erau niște timpuri mai așezate. Da. Chiar dacă lumea a trecut prin acele războaie, prin foamete, prin astea, oamenii trăiau o viață mai așezată pentru că erau mult mai credincioși. Asta îi ajuta să aibă o relație bună între săteni, ei înșiși să nu fie atât de torsionați în fiecare zi cum suntem astăzi. Da, iertare, v-am așa. Deci am cam ajuns la scriere, nu? Da. Am ajuns la scriere aici în această, deci am participat cu două fragmente de proză și unul scris în grai moldovenesc. Dar, după cum a spus și doamna Căpățână, că ar fi, deci ambele texte au fost foarte plăcute, numai că s-a ales unul. Dar am participat și cu proză, cu versuri. Iar poezia, poezia câștigătoare, premiul 3 la poezie. Stai, deci ați luat premiul 1 pentru proză și ați luat și pentru poezie. Da. Laureată de două ori. poftiți. Da, poezia câștigătoare se numește În noaptea asta. Cred că am specificat la început, concursul de creație literară a fost cu tema cultură și tradiții. În noaptea asta, e noaptea sânzienelor iubite, ce mult aș vrea să fiu iar domnișoară, prin câmpul plin cu flori să fug de sculță, iar grerii se încânte la chitară. Dar cât mi-ar place printre sânziene să ne iubim ca doi nebuni cu minți,
când stele căzătoare curg alene, în dragoste să ne ieșim din minți. Să ne trezim în zori pictați în galben și în roșu amacului culoare vie. Pe trupurile ce erau flămânde să ne rămână urme din câmpie. E noaptea sânzienelor iubite și vreau să îmi răspund la o întrebare. Dacă mai aș pune în păr o sânziană, mai săruta din cap până în picioare? Ah, minunată, minunată, minunată! Da, cu sânzienele, cu momentele acestea, am o relație foarte strânsă, pentru că sunt născut de sânziene. Să mă credeți, de aceea m-a impresionat așa. Într-o duminică de sânziene, la noi, la Mizil, se făceau bâlciuri, adică un târg, așa, comedii cu tot ce trebuie și dimineața treceau oamenii cu căruțele și a trebuit să ies hotărât la lucru. Și aducea mama aminte cum treceau oamenii pe la 3-4 cu căruțele și haide să vă zic, dacă tot am vorbit despre nașterea cea pământeană, haide să vă vorbesc despre nașterea cea cerească, care este botezul. Da. Botezul. După o săptămână m-am înnegrit un pic, un pic a mai rămas. Dar să știți, m-am înnegrit ca pământul și maică mea împreună cu nașa și cu nașul într-o fugă mare. Haideți, pentru că lucrurile deveneau din ce în ce mai rele, s-au dus la spital și a zis, lasă-l să moară liniștit, iar când s-au grăbit să mă boteze ca să mor creștin. Deci era așa o obsesie a părinților să-și boteze copilul, să nu moară nebotezat, să nu moară păgân. Și lucrarea lui Dumnezeu, pe care o mărturisesc, după botez, în două zile mi-am revenit, lucru care pe toată lumea a surprins, pentru că, vedeți, gândul lor era, mă, dacă tot moare, să moară creștin, nu păgân. Și uite că Dumnezeu a vrut să trăiesc. De aceea, timpul ăsta al sânzienelor este un timp cu totul special și să nu uităm, este un timp mitologic. Da. Ce am auzit astăzi la doamna Elena Căpățână, doamna scriitor, Elena Căpățână, scriitor, profesor, președinta filialei Uniunii Ligii Scriitorilor din România, filiala Buzău, am auzit despre această curbură care urmează o numită curbură cerească, o curbură a Carpaților. Lucru care m-a pasionat și pe mine, de aceea m-a și emoționat când am auzit-o. De ce? Pentru că munții noștri fac, toată lumea știe, unghiul. Da. Noi aici suntem în unghi. Este în județul Buzău satul Valea Unghiului. Deci este unghiul acesta. Și m-a dus gânduri la capul unghiului, știți? Adică da, faptul da. Că se face nu întâmplător, pentru că, uite, am vorbit cu domnul profesor Titi Damian, acum câteva zile, a fost în studio Așior, ne-a onorat și vorbea despre legenda argonauților și că vedeți, aici ar fi fost marele parat al lui Aia și
acel berbec cu luna de aur. Vedeți, noi trăim și se știe că în zona Buzăului este o zonă cu totul și cu totul deosebită. Iată că de la Densușianu și cu mult înaintea lui și prin Sfântul Mare Mucenic Sava și iată cu mult înaintea Sfântului Mare Mucenic s-a văzut aici și acele zone rupestre s-a văzut aici cu trovanții, cu toate astea, s-a văzut aici ceva specific, ceva cu totul deosebit. Unde? Aici, în capul unghiului. Iertare, îmi cer iertare și dumneavoastră și spectatorilor pentru aceasta. Vedeți? Legendele încep să-și arate acel miez de adevăr. Da. Că ele nu au fost create pe nimic, pe închipuire, da, ci au acolo... legenda reprezintă o exprimare a unei experiențe a comunității, nu a unei, da, persoane, da, a comunității, o exprimare care a reușit să trăiască milenii. Dar vă rugăm mult să vorbiți și despre celelalte cărți, așa, pentru că știu, uitați, ați participat la antologia noastră, Ascior 2016, da, da, secțiunea, da, literatură, să arătăm camerei, așa, și vă mulțumim mult, sperăm să facem și anul acesta antologia Ascior. Și eu vă mulțumesc, datorită invitației dumneavoastră am participat și pentru că atunci, în 2017, încă, dar tot timpul eu spun că sunt un învățăcel. Dar tot timpul suntem toți. Da. Nu e vorba numai de dumneavoastră, toți suntem învățăceli. Și parcă așa mai neconvinsă că textele sunt de calitate, sau, dar am prins curaj, sunt ale mele, sunt trăirile mele și... Știți ce am învățat eu de la viață și cei care mă cunosc pot spune, domne, n-ai trecut ca vrescat prin apă, adică ai avut și încercări de tot felul. Știți ce am învățat? Am învățat că dacă am numai 1% șanse, trebuie să lupt, trebuie să încerc. 1%. Și când am scris această carte, am stat și m-am gândit. Cu Catedra Sfântului Mare Mucenic Sava. Cine o să o citească? Și dintre cei care o citesc, cine o să înțeleagă? Da. Și dintre cei care o înțeleg, cine o să facă ceva în sensul în care am cerut aici? Și a venit de la Dumnezeu răspunsul așa, care l-am simțit eu așa, nu în ureche, l-am simțit eu, da, așa, nu-i treaba ta. Tu fă-ți-le bine pe ale tale. Deci șansele nu ni le dăm noi. Șansele ni le dă Dumnezeu, noi trebuie numai să luptăm. Lupta e a noastră, biruința e a lui Dumnezeu. Și dacă am scris o carte, și dacă a ieșit bine o poezie, cum a fost aceasta cu Sânzienele, vă rog mult să spuneți în continuare despre această stare de poezie care a fost într-un fel, pardon, nu cu aceasta, a fost într-un fel continuată și sprijinită și de noi, nu? Da, acum, da, 3, da, ani de zile, da, da, când încă nu erați prea hotărâtă, așa, și prea încrezătoare și au urmat cărțile. Da, am la invitația dumneavoastră, înainte de a apărea această antologie... Ați fost în revista, da, Orizontul mai multe, Bucuriei. Da, mai multe revistele Orizontul Bucuriei. Da, și chiar Bucuriei. Am apreciat faptul că... mi-ați cerut pur și simplu permisiunea dacă să-mi publicați versurile și am zis, da, dar vreau și eu revista. Da, da. Și chiar ne bucurăm și să știți că colaborând cu foarte mulți așa, chiar ne bucurăm când în urmă vedem că am făcut și noi ceva bine. Da, pentru că, da, de fapt, de asta ne-am înființat. Ca să facem ceva bine, sprijin. Poftiți! Să vorbesc despre cărțile mele. Primul meu volum publicat a fost în 2016.
o doamnă, am zis, și prima mea poezie publicată pe internet, pe Facebook, a fost la Cenaclu de la Roma. Un grup de poezie, se numește Cenaclu de la Roma. Nu știu de ce m-am aruncat eu acolo, probabil unde eram atrasă de partea pe care o lăsasem în urmă, Italia. E posibil, da. Da. Și totuși era, deci, un grup de români care la ora actuală chiar sunt renumiți în, și în străinătate, în străinătate, deci nu numai în Italia. Da, și prin alte, și la, pe, sigur, zone, da, da, alte zone, prin... da, da, da. Și acolo o doamnă poetă mi-a scris, zice, ai o poezie foarte bună. Mai ai câte ceva acolo, dar are o esență puternică. Ai scris vreo carte? Nu, Doamne ferește, vreo carte, nici nu mă gândeam cum, adică nu trecea. Deci era un, pentru mine era o stare de liniște, îmi dădea poezia. A scris, eu deja pășeam deci pe un alt pentru a publica, ci scriați pur și simplu că simțeați da, nevoia. Niciodată nu m-am gândit că voi publica o, un volum da. De poezie și un 10. Da. Și, bineînțeles, am luat doamna respectivă, a zis, zice, nu se poate, ai o poezie foarte bună, foarte bună. Ai legătura cu domnul? Nu, nu se poate, nu se poate, că, pentru că nu aveam eu încrederea necesară. Dar nu știu cum s-a făcut, că în secunda a doi, domnul este domnul Barbu, Valeriu Barbu se numește, e poet, scriitor, dramaturg. Da, are un de cultură complex. Da, are un post de radio. Și dumnealui a luat legătura cu mine, bineînțeles că i-am trimis textele să, dacă sunt la înălțime, mă rog, nu știu, nu știam cerințele, ce... am învățat foarte multe de la acest om, foarte multe, dar deci nu mi-a fost greu să îmi revin. La prima carte, cum se spune, primul meu copil, dar țin atât de mult la ea, nu este, din punct de vedere al prozodiei, perfectă. Dar este pură. Este pură. Așa cum eu am gândit. Și o iubesc foarte mult. Da, deci la fel ca cum zic, prima dragoste, prima, care nu se uită. Prima dragoste. Și ce este mai frumos, pentru că atunci când am primit pachetul cu cărțile, erau prezenți doi nepoței. Și unul a văzut, cel mai mare, bunica, dar ce este în acest pachet? Desfășurez. Amândoi au rupt repede pachetul, au scos cartea și a citit. Caută... Deci erau mari. Da, unul era, da, cel mai mare e în clasa a doua, știa să citească. Caută-mă printre rânduri. A uitat așa la mine. Dar a întors și a văzut poza. Bunica, dar tu ești aici. Da, eu zic, tu ai scris cartea asta? Da, eu am scris-o. M-a luat în brațe și a început să plângă. Și a spus, sunt ce atât de fericit, sunt atât ce de fericit. Da. Și de atunci, deci, primul meu volum de poezie nu se desparte. În rucsacul lui, că e ghiozanul de școală, că e rucsac de plecat în excursii, nu îi lipsește. Și a zis, bă, bunica, eu ți-am citit toate poeziile tale, dar asta nu-mi lipsește, este norocul meu. Este a, deci meu. El a citit și alte da, cărți. Da, da, toate cărțile. Dar tot, da. Uite, și pentru da. El, efectul de atunci este ceva care nu, da, nu poate... Da, da, da. Poate că în acel moment, nu știu, s-au deschis niște porți și lui. S-ar putea să scrie. S-ar putea să scrie, m-aș bucura foarte mult, dar ceea ce este un sentimental ca, și un melancolic ca și mine. Deci copil fiind, dar vorbește cu frunza, cu floarea, așa cum fac și eu. Da, în schimb fratele lui chiar scrie, așa micus, la 6 ani, deci a scris o povestioară care a fost publicată în, revista Expresia Ideii la rubrica Copii. Uh-huh. Și
plăcut foarte mult. Vă dați seama când a văzut, am devenit faimos la 6 ani. Da. Al doilea volum se numește Minutele condamnă. Am ales titlul acestei cărți nu pentru faptul că există poezia cu aceeași, cu titlu. Această doamnă care, să spun, sunt descoperirea dumneaei, Mariana Cornea se numește, m-a provocat într-o seară. Mi-a spus clar, uite, scrie o poezie, îți dau doar două cuvinte, Minutele condamnă. Vreau să spun că am scris-o foarte repede, i-a plăcut foarte mult și am decis ca al doilea volum să fie, să numească Minutele condamnă. Da. Și deci a fost al doilea, primul volum a fost publicat cu editura Mine la București, al doilea volum cu Liri Graf, după care au urmat trei volume de poezie în 2018, trei volume de poezie. Da. Trei volume, dar fiecare având peste 150 poezii. Felicitări! Da. Și mulțumesc frumos. Probabil, nu știu, a fost... A fost atunci într-o altă conjunctură de toate... Vedeți de ce a stat din copilărie până la vârsta asta? Ca să se coacă și, pe urmă, a fost recolta, că toți suntem noi în toamnă. Așa, poftiți! Da. Care s-au numit, deci cele trei volume, s-au numit Mirespele toamnei verzi, Notele vocii mele și Între Alfa și Omega. Între Alfa și Omega a fost și acest volum o provocare, numele volumului o provocare. În momentul când acest volum, Între Alfa și Omega, am rugat-o pe poeta Mirela Minuța să-mi facă tehnoredactarea volumului. Și nu știu cum, tot la fel într-o seară mi-a trimis pe Messenger Ionica, te provoc să scrii o poezie între Alfa și Omega. Și am scris poezia, așa am, da. Da, trebuie să, dacă tot ați vorbit de prietena și colaboratoarea noastră, scriitoarea Mirela Minuța, trebuie să spunem telespectatorilor că este o minunată și o foarte sensibilă doamnă care a avut amabilitatea să ne fie redactor șef la antologiile Ascior și aceste antologii au fost cu mare grijă și cu mare dragoste au fost ținute de ea. Acesta este volumul cu literatura, iar acesta este teologie, sociologie. Da. Noi îi mulțumim, acum lucrează volumul antologiei Cinstire Maicii Domnului. Am pornit o altă antologie pentru tineri, Ascior Tineri pentru Viitor. De fapt, titlul este Tineri pentru Viitor, unde așteptăm tinerii și, de ce nu, de la 12 ani, deci bănuiesc că nepotul cel mare are peste 12 ani. Are 12 ani. Așa. Unde încercăm, deci asta este o antologie numai pentru tineret, de la 12 la 35 de ani, unde vom da trei premii. Un premiu, cu ocazia asta, iată, promovăm și ceea ce vrem să facem. Un premiu va fi pe secțiunea poezie, un alt premiu pe secțiunea proză, indiferent ce tip de proză, da. De la eseu, la reportaj sau, mă rog, ce aminti, sau indiferent ce fac. Iar a treia secțiune este pe grafică-pictură.
pentru că grafică, pictură și fotografie din aceasta artistică. Da. Pentru că acum paleta este mult mai largă, sunt, noi chiar avem tineri care fac niște fotografii foarte bune, adică au acest simț artistic, să simtă umbra, să simtă apusul, să simtă răsăritul. Ei, vezi că lucrează cu pasiune și trebuie să-i promovăm. Da, poftiți, poate ne citiți, nu vreau să, iertare că am vorbit, dar trebuia, spunând despre copiii, despre tineri, trebuia să spunem și noi despre faptul că le oferim această posibilitate să colaboreze cu noi pentru antologie și încă o dată să-i mulțumim poetei Mirela Minuța, prietenă comună, sigur. De fapt, cred că ne cunoaștem prin intermediul ei, ne știm mai bine. Poftiți! Da, în anul 2019, iarăși am publicat 3 volume, 2 volume vers liber, în vers liber, un volum bilingv, unul trilingv, română-italiană, română-franceză-italiană. Interesant. Da, pentru că în perioada cât am locuit în Italia, am căutat să mă integrez cât mai repede și foarte bine. Adică eram, nu voiam, într-un cuvânt, să mă fac de rușine. Voiam să știu cât mai multe despre țara respectivă și am început să citesc. Am început să citesc în limba respectivă, să scriu și am zis, de ce nu? De ce nu? Și am publicat. Da, da, da. Și am și publicat în limba italiană, versurile traduse în limba italiană, 3 cărți, Sentimente și definiții, care este trilingvă, la care a fost tradusă de doamna, versurile în limba franceză, de doamna Mariana Bendu, de la Onești, dacă... Da, cum să nu-i colaboratora noastră, cum să nu? Și la care a făcut și prefața cărții, iar cea bilingvă, prefața cărții, este de scriitorul Giovanni Monopoli, italian, președintele Asociației Poesii Staranto din Italia. A fost foarte încântată și a lăsat urmă în... Da. Și un volum în vers clasic privind dincolo de astăzi, care a fost prefațat de domnul Ion Roșioru. Nume grele, chiar mă bucur că v-au sprijinit. Da, da, spun că am fost onoroasă, dar am cerut, în primul rând, am cerut sinceritate. Sinceritate totală asupra scrierilor mele și a rămas frumos. Acum, fie vorba între noi, dacă nu simțeau că merită, nu o făceau. Știți? Cred, deci, haideți să vă spunem cinstit despre ce e vorba. Deci, da. Chiar dacă v-ați fi vrut, deși n-ar fi făcut. Coperțile cu mine, deci nu am decât aceste 2 volume, coperțele îmi aparțin. Păi da, iertare, trebuie să spunem telespectatorilor noștri că nu ați știut devenirea în studio. Nu. Eu n-am știut devenirea dumneavoastră la Buzău, dumneavoastră n-am știut devenirea în studio numai când v-am văzut, zic neapărat să veniți în studio. Da. Deci să știți că totul este, a fost așa pe cea mai mare fugă din această cauză, din câte cărți a zis că a scris? Am publicat 8. Din 8 cărți, aici sunt numai 2. Da. E, ar fi fost măcar 5-6 în geantă, dacă știam. Data viitoare, data viitoare o să veniți cu toate. Și de obicei, la cărțile mele, îmi place să-mi las nu numai amprenta în interior, dar și exterior. Aproape la toate cărțile, deci îmi aparține coperta. Este o kirhana din delta, lăsată în paragină, la malul mării.
Foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult acest colț de delta, de unde s-a unit delta cu marea. Și aceasta, da, aceasta este umbra mea. A, e chiar umbră, da. Sunt eu, poza este făcută de mine, da. Interesant. Și ce să vă mai spun despre mine, despre cărțile mele? Da, am deschis întâmplător aici, vă citesc câteva rânduri din... Cum să nu, cu mare bucurie. Din acest volum. Oricum ați, deci, pumnul cel de knockout a fost dat cu acea poezie. Așa, da. Deci, da, este o poezie în vers liber. Da. Și se numește Sărman Poet. Sărman Poet scrie. Scrie până irișii tăi vor fi astupați cu argilă. Durerile sfârșesc odată cu ploaia pumburie. Ai fi putut să te gândești, să alegi viața, să trăiești de la naștere la moarte, fără să te abați de la viață. Acum te simți ucis, poetule. Soldații de plumb au armă îndreptată spre tine. Mâna îți tremură, împrăștie cerneala, tu scrii, vocile te îngrozesc, nu poți bate în retragere, ești muritor, enigmă a tempestei, cerșetor și sluga sufletului tău. Scrie, poetule, scrie. Minunat. Vedeți, m-a tulburat această... Sincer m-a tulburat și să vă spun și de ce. Eu scriu de la 12 ani poezie și acum 33 de ani am vrut, am simțit această nevoie de Dumnezeu cu totul aparte și m-am dus la Părintele Milea cu toate tulburările mele, cu toate astea. Și arătându-i ce am scris și ce am făcut, la care Părintele Emilia mi-a zis, scrie, Nicolae, scrie. Deci astăzi și cu prima poezie și cu a doua, chiar mi-e frică la a treia, că cine știe ce alte tulburări. Dar vedeți că nimic nu este întâmplător. Așa este. Deci, de unde aveați dumneavoastră acest îndemn, scrie, poetule, scrie. Da, scrisul, pot să afirm și să confirm, scrisul este o terapie. Sau poate, haide să spunem că scrisul este o respirație a poetului, a omului care nu poate să fie altceva. El este poet, el nu poate. Cum a zis? Scriați pe bani, scriu pe ziduri, scriu pe nisip, scriu pe valurile mării, dar de scris tot scrie poetul care trăiește în acel cuvânt. Ne spune o hrană pentru suflet. Corect. Da. Mai citiți-ne o poezie și după aceea să ne spuneți de planurile de viitor. Mai citiți-ne o poezie. Chiar aveți niște poezii cu substanță. A avut mare dreptate cea care v-a descoperit. Nu scrieți de complezență, scrieți din trăire și se simte. Așa este. Altfel, ce rost ar mai avea să scrim doar minciuni sau... Da, alea care sunt făcute așa și... alea care sunt făcute așa din condei. Dar astea se simte, eu te-am spus de unde ați luat versul acela, l-a spus și Părintele Milea cu 33 de ani. Scrie, poetule, scrie. Da. Vă mai citesc o poezie. Poftiți. De obicei, la poezia în vers liber, primul vers e titlu. Da. Am auzit luna plângând.
uitase să-și despletească părul în fața nopții trecute. Lumina e palidă și dezolantă, e căldură, păreau că aparțin altei luni. Lumi. Picior de om nu ar fi călcat acel tărâm. Aproape că nici mie nu mai mirosea a toamnă. Ultimul parfum mă aruncă în somnul adânc, mă poartă în punctul cel mai îndepărtat de omenire. Solitudine extremă, aerul văd mai limpede, dar nu plâng. Minunată, minunată. Cu cea mai mare sinceritate, aș vrea să mai dureze încă o oră interviul nostru, pentru că e fascinant, parcă abia acum când am intrat în miezul lucrurilor, chiar așa, chiar acum să terminăm. Știți cum este? Atunci când ai luat bucățica de tort, ai mâncat-o cu bucurie și ai văzut că s-a terminat. Dar am promisiunea dumneavoastră că veți reveni în studioul Ascior. Sigur, cu mare drag. Să trăim cu bucurie astfel de destăinuiri. Pentru că au fost reciproce. Adică putem să recunoaștem că au fost reciproce. Ce proiecte aveți de viitor? Da, proiecte. În privința scrisului, în privința nepoților, proiectele sunt să vă trăiască și să vă bucurați de ei. Mulțumesc frumos! Da, zilele acestea aștept următoarele volume de la editură, două volume. Ia uite! Da, da, da. Datorită alegerilor nu au putut apărea mai înainte. Mă scuzează-mă, o lacrimă m-a scăpat când am citit. Da, două volume de poezie, știți, în vers clasic. Apropo de lacrimă, știți? Încă o dovadă că ceea ce scrieți, scrieți cu sufletul. Și este mare lucru. Să știți că e mai mult decât 10 volume o poezie scrisă cu sufletul. Și când un volum este făcut din poezii scrise cu sufletul, atunci să știți că și ascultătorul și cititorul simt lucrurile acestea. Așa poftiți. Este. Deci, încă două. Încă două volume, da, și minunat, în pregătire. Minunat. Se numesc Contemplare. Unul dintre ele, Contemplare. Ambele în vers clasic. Celălalt se numește În vârtejul timpului, o poezie de 120 de rondeluri. Numai rondel. Ia uite. Da, forme fixe care sunt pretențioase. Da. Volumul Contemplare, ca prefațător, este domnul Victor Kobzac. Oh, ce minunat! Scriitorul, ne știm, artistul, da, pictorul, sculptorul. Ne știm, da, ne știm. Victor Kobzac. De când da, am fost da, acolo la, da, la Chișinău. O prefață foarte frumoasă. Eu îi spun o altfel de prefață, de cum știm noi de obicei, aproape că și un duel. Am avut mare surpriză, fiu foarte încântată de ceea ce a scris domnia sa. Iar celălalt volum de rondeluri, prefațător este domnul George Vlaicu, membru al Uniunii Scriitorilor și membru al Uniunii Ziariștilor din România. Minunat. Și l-am ales ca prefațator, doar pentru faptul că știu că este îndrăgostit de rondel. Și am fost foarte surprinsă, frumos surprinsă, că a acceptat să-mi fac prefața acestei cărți. Vedeți, dacă v-ați fi temut, aș zice, nu mă duc la asta, că ăsta mănâncă rondele dimineața la prânz și seara. Deci nu mă duc la asta, da, că ăsta s-ar putea să fie foarte critic, foarte... Da. Dar... Deci asta fac o legătură între cum ați pășit acum câțiva ani și în ce stare sufletească de încredere în ceea ce scrieți sunteți acum, în primul rând, datorită faptului că ați văzut în inimile și pe fețele oamenilor
care v-au citit, care v-au lansat, care v-au făcut diferite preface sau ați simțit că iubesc ceea ce scrieți. Și aceasta v-a dat o anumită încredere. Formele fixe sunt dificile, adică trebuie să recunoaștem. Da, cum repasă domnul și de poetul drag sufletului meu, Girel Barbu, care este sufletul, mă rog, Asciocului. Este un bun colaborator. Un foarte bun colaborator de-al nostru. Supărarea noastră cea mare este că poate să vină foarte greu de acolo, din munte, dar relația dintre noi este foarte apropiată și îi mulțumesc maestrului pentru lucrul acesta, un om care trăiește, la fel ca și dumneavoastră, trăiește prin acel vers care are rădăcină, nu un vers dus de vânt, un vers rodnic care dă emoția. Că până la urmă aici este. Înainte de a încheia acest interviu, vă rog să le spuneți spectatorilor noștri câte ceva și cu această bucurie că veți reveni în studioul Ascior, spuneți-le așa, ce credeți? Sunt oameni care este foarte posibil, este prima dată când vă aud, când simți ce ați citit, când toate cele. Poftiți! Da, poftiți. În primul rând aș face un apel către toți cei care scriu. Să nu renunțe, indiferent ce s-ar întâmpla, dacă cineva, știu eu, dintr-un anumit motiv, pentru că nu toți suntem făcuți din același aluat. Mai sunt și persoane negativiste. Dar să scrie, să continui să scrie ceea ce simte. Pentru că scrisul va rămâne și nu cred că chiar, cum mai spun alți scriitori, mă rog, consacrați, că se va cerne. Scrisul rămâne, indiferent prin ce ciur trece, că prin ce sită va fi... Da, bine zis, foarte bine. Dar știți, când omul nu poate altfel decât să scrie, poți să-i zici de 1000 de ori nu scrie, pentru că el tot scrie. Da, da. Îi zic eu, la mintea mea nu scrie, dar el simte că trebuie să scrie. Să scrie, da. Și va scrie, da, pentru că așa respiră el. Deci, nu poți să-i zici, da, oprește-te și nu mai respira. El respiră, așa cum poate el, poate nu pe înțelesul meu. Mi-a zis un poet, cer iertare că i-am uitat numele, fiecare dintre poeți are segmentul lui de cititori, care nu trebuie să ne placă tuturor trandafirii. Unora le plac lalelele. Da. Deci nu trebuie să fim fixiști, să fim largi, că Dumnezeu, cum lasă mii de feluri de flori, să lăsăm și noi, dacă cumva, peste 2 ani sau peste 100, acele versuri, acele gânduri ale omului vor răsuna în sufletul cuiva, de ce ne deranjează? Și dacă nu va răsuna, de ce ne deranjează lucrul ăsta? Să-i lăsăm să scrie? Nu numai să-i lăsăm, să-i ajutăm să scrie, pentru că n-ai cum să scrii de la început bine. Da, deci nu ai cum.
Asta e experiența noastră. Până nu scrie acolo 10, 20, 100, 1000 de poezii șchiopătate, n-ai cum să ajungi. Este ca și când ei cere olarului ca prima oală să fie premiată, nu știu unde, la ce târg. Nu, lasă-l să facă 1000 de oale și s-ar putea a mia să fie premiată. Vă așa mulțumim azi din suflet că... cu sinceritate, aș vrea să mai dureze o oră, așa, vă așteptăm cu mare drag, sărut mâinile și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea putere să scrieți în continuare cu această inspirație care vine din sentimentul cu care scrieți, cu care trăiți, pentru că dacă aceste sentimente puternice nu ar fi, nici pe hârtie nu reușesc să te atragă, să te soarbă și autenticul își va găsi cititorii, admiratorii, nici nu știi de unde, cum. Încă o dată sărut mâna, vă mulțumim mult, bucurie, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamne ajută!